Bună seara! Deci, asta este a treia încercare să filmez acest videoclip. Astăzi vă voi arăta cum să conduceți pe jocul Lunatoke. Deci, apăsați pe play ca mine, selectați adult, apoi vă duceți la driver și apoi vă selecționați autobuzul. De data asta eu voi selecționa un Solaris Urbino 12. Bun, am ajuns în... Bun, când ajungeți în autobuz, sunteți în cabina autobuzului și acum las pe security de la Patrick YT să vă explice. În primul rând, deci, bună seara abonații lui Alex Gaming Ro. Astăzi, Alex, prietenul meu, Alex, eu sunt cel care știe cum se conduce un autobuz pe Lunatoke și ca să-l conduceți va trebui să faceți în felul următor. Prima oară, cel mai important, deschiderea și închiderea ușilor. Pentru a face acest lucru, apăsați 1 pentru ușa 1, 2 pentru ușa 2 și 3 pentru ușa 3, în caz de aveți un Solaris Urbino 12, fără cabină. În caz de aveți un Solaris cu cabină, apăsați 1 pentru ușa de la cabină, 2 pentru ușa 1, 3 pentru ușa 2 și 4 pentru ușa 3. Acum, Alex a spawnat un Solaris Urbino 12, cu numărul de part DKG329 și îl rog să deschidă prima ușă apăsând tasta 1, fix cum mai scrie tasta 1, cum mai scrie 1 pe chat. Te rog, deschide ușa. Apăs pe 1, dar nu se întâmplă nimic. Nu știu ce. Apăs pe ambele 1 care am. Pentru a porni autobuzul, apăsăm pe N. N? Apeși pe 1 ca să deschizi ușa. Stai. Totul merge. Atunci îl merge în mișcare cu butoanele care se merg. Se știe deja cum funcționează acest autobuz. Acum oprește autobuzul. Se funcționează cu butoanele alea. Butoanele W pentru accelerație, A pentru, pentru a merge, pentru a vira stânga, D pentru a vira dreapta și S pentru a vira la dreapta. Să și S pentru a merge în spate. Și să știți, apăs pe 1, dar nu se întâmplă nimic. Nu știu ce. Apăs pe ambele 1 care am. Pentru a porni autobuzul, apăsăm pe N. N? Apăsați N pentru a porni autobuzul. După care apăsăm pe, pe 1, apeși pe 1 ca să deschizi ușa. Stai. Totul merge. Atunci îl merge în mișcare cu butoanele care se merg. Știți deja cum funcționează acest autobuz. Acum oprește autobuzul. Se funcționează cu butoanele alea. Cu butoanele W pentru accelerație, A pentru, pentru a merge, pentru a vira stânga, D pentru a vira dreapta și S pentru a vira la dreapta. Să și S pentru a merge în spate. Și să știți, și să știți că aceste comenzi nu sunt disponibile numai pe calculator. Vă puteți juca pe telefon, dar nu puteți fi numai pasager. Pe telefon trebuie să fiți doar pasager, pe care nu se acceptă pe calculator, din păcate. Te rog, deschide ușa 1. Stai. Bun, cam așa se deschide prima ușă. Apăsați pe tasta asta. Dacă aveți un... Deci dacă aveți o tastatură AZERTY, apăsați pe tasta aici lângă, mai sus de tab. Bun. În al doilea rând, setarea etichetelor și a lumilor. Apăsați space ca să ieșiți din cabină și să puneți aparatele de bilete. Apăsăm pe inventatorul de
amplasăm în zona unde scrie verde, unde este verde. O să vă fac demonstrația aici. Da. După aia apăsați L, apăsați sell. Da. Pe butonul ăla? Da, da, da. După care selectați jucător. De exemplu, eu o să-l selectez aici lângă mai sus de tab. O să vă fac demonstrația aici. Da. După aia apăsați L, apăsați sell. Da. Pe butonul ăla? Da, da, da. După care selectați jucător. De exemplu, eu o să-l eu o să-i dau la security. Și după aia aveți un bilet de călătorie care este validat pe numărul de înmatriculare a autobuzului. Mai exact îl amplasăm aici. Când se aude atent timpul, înseamnă că este validat. Avem aici scris după validare. Scuzați-mă. Da. Și capa pentru luminile din interior. Apasă pe capa. Ok, o să vă arăt tastele. Deci, lumina exterioară, lumina interioară. Acum apăs pe capa. După care, setarea liniei. Dați scroll la mouse. Gata, am dat zoom in. Am dat zoom. După care, dați click pe linioara din dreapta și vă setați ruta. Sensul este obligatoriu. După care, după ce a setat ruta, apăsați pe NT, butonul verde. Și s-a setat ruta. Și va... Acest set a fost validat și la ce oră? Pentru că biletul pe minute. Sau puteți folosi și cardul dumneavoastră, care este în funcție de Game Pass. Pentru a vă așeza, trebuie să dați click pe un click pe scaun. Și pentru șofer, click to sit. To sit. Apoi click pe scaunul șoferului. După care, lumina se apasă L, lumile din exterior, le-a apăsat. Da. Și capa pentru luminile din interior. Apasă pe capa. Ok, o să vă arăt tastele, deci lumina exterioară, lumina interioară. Acum apăs pe capa. După care, setarea liniei. Dați scroll la mouse. Gata, am dat zoom in, am dat zoom. După care, dați click pe linioara din dreapta și vă setați ruta. Sensul este obligatoriu. După care, după ce a setat ruta, apăsați pe NT, butonul verde. Și s-a setat ruta. Și va fi, și vor fi setate și anunțurile. Anunțurile vocale este foarte important.
anunțurile vocale, urmează start așa, așa, sunt disponibile doar pe liniile 1, 3 și linia RT, care este specială pe aeroport. Pe linia 2 încă nu s-a suplimentat încă anunțurile vocale. Dar dacă apăsați pe mute, aveți câteva anunțuri cu door closing și așa mai departe. Pentru a face acest lucru, dați enter și vi se pună anunțul. Dacă doriți, puteți să setați muzică. Dacă dați scroll down în partea de sus, avem acolo muzica. Este acolo pe muzică, pe ea? Nu. Păi du-te acolo. Nu vezi, dacă dai scroll, vezi în partea ta stângă sus, vezi ceva acolo? Văd de parcă un radio. Păi da, apăsăm pe, după aia, dacă puteți, apăsați pe ish, pară o, după care volumul se setează apăsând butonul de, care duce în sus. Și pentru a da mod, pentru a volumul pe butonul de jos. Bun, după care, NT. Butonul verde. Și s-a setat ruta. Și va fi și vor fi setate și anunțurile. Anunțurile vocale este foarte important. Anunțurile vocale urmează state așa, așa. Sunt disponibile doar pe liniile 1, 3 și linia RT, care este specială pe aeroport. Pe linia 2 încă nu s-a suplimentat încă anunțurile vocale. Dar dacă apăsați pe mute, aveți câteva anunțuri cu door closing și așa mai departe. Pentru a face acest lucru, dați enter și vi se pună anunțul. Dacă doriți, puteți să setați muzică. Dacă dați scroll down în partea de sus, avem acolo muzica. Este acolo pe muzică, pe ea? Nu. Păi du-te acolo. Nu vezi, dacă dai scroll, vezi în partea ta stângă sus, vezi ceva acolo? Văd de parcă un radio. Păi da, apăsăm pe, după aia, dacă puteți, apăsați pe ish, pară o, după care volumul se setează apăsând butonul de, care duce în sus. Și pentru a da mod, pe butonul de jos. Bun, după care, stai așa, că am uitat și eu aici. Astea. Oglinzile? Nu, astea cu care dau, nu, și dacă aveți Solaris-ul ăsta, aveți câteva, aveți acel buton salon mic. Dacă dați click, vă puteți vedea camerele din interiorul autobuzului. Scuzați-mă pentru sunetul foarte... Scuzați-mă pentru acest dezagrement de sunet. Ai înțeles cum? Ai dat click pe alea camere? Da, și dintr-o dată cred că s-au speriat cei care au vizualizat, cei care se uită la video în acest moment. Și vreau să vă mai arăt. Aia, cum se numea aia care dădea în două. Astea, ștergătoarele. De aia nu mă dau afară. Da. Pe mine? Pentru ștergătoare, stați un pic că am uitat. Mă duc un pic pe... Astea. Oglinzile? Nu, astea cu care dau... Nu, și dacă aveți Solaris-ul ăsta, aveți câteva... Aveți acel buton salon mic. Dacă dați click, puteți vedea camerele din interiorul autobuzului. Scuzați-mă pentru sunetul foarte... Scuzați-mă pentru acest dezagrement de sunet. Da, și dintr-o dată cred că s-au speriat cei care au vizualizat, cei care se uită la video în acest moment. Și vreau să vă mai arăt.
ștergătoarele. De aia nu mă dau. Da. Pe mine... Pentru ștergătoare, stai să plec am uitat. Mă duc un pic pe bus driver video-ului și o să aflu acolo. Dacă ne ducem, avem și un driver cu ei, dacă nu știți, dar tutorialul ăsta al nostru trebuie să meargă. Așteptați un pic să mi se încarce driver cu ei. Bun. Pentru ștergătoare, deci dacă apăsați ștergătoarele, merg pe F. Apăsați F și merg ștergătoarele. Dacă doriți ca ștergătoarele să meargă mai repede, apăsați pe G. Ca ștergătoarele să meargă mai repede. După care avem pentru a vira la stânga, deci acum semnalizatoarele. Bun. Apăsați pe Z pentru stânga și Z pentru dreapta. De exemplu, acum o să virez la stânga. Da. Apăsăm Z sau C. După care, avariurile se prind pe X, avarii pe X, apăsați X pentru avarii. După care, frâna de mână se face. Astea, ștergătoarele. De aia nu mă dau. Da. Pe mine... Pentru ștergătoare, stați un pic am uitat. Mă duc un pic pe bus driver video-ului și o să aflu acolo. Bun. Dacă ne ducem, avem și un driver video, dacă nu știți, dar tutorialul ăsta al nostru trebuie să meargă. Așteptați un pic să mi se încarce. Bun. Pentru ștergătoare, deci dacă apăsați ștergătoarele, merg pe F. Apăsați F și merg ștergătoarele. Dacă doriți ca ștergătoarele să meargă mai repede, apăsați pe G. Ca ștergătoarele să meargă mai repede. După care avem pentru a vira la stânga, deci acum semnalizatoarele. Bun. Apăsați pe Z pentru stânga și Z pentru dreapta. De exemplu, acum o să virez la stânga. Da. Apăsăm Z sau C. După care avariurile se prind pe X, avarii pe X. Apăsați X pentru avarii. După care frâna de mână se face prin butonul S. S? Eu am crezut că S e pentru a da în spate. S ai zis? Da. Pe P, cred că. Bun. Claxonul da, pe P. Toată lumea că este pe H. Header. Apăsăm pe V pentru header. Header on off. Ia pas pe V. Ce-ți dă pe V? Nimic. Nici pe B? B? Nici. Ia pas cu B. Bun. Pentru a face... Nici. Ia pas cu B. Bun. Pentru a face... Pentru a da scroll down, mai este o variantă. Țineți apăsat pe M
Și este scroll down pentru pasageri. Și, sau dacă nu sunteți în autobuz, apasă pe mâini și vezi ce este. Ai făcut? Da. Ai făcut? Da, am auzit, am auzit motorul. Bun. Cam atâta tot despre acest tutorial. Opa, și opa, opa. La următorul videoclip făcut de Alex Gaming Group. Mai important, mai este și stop request. Apăsați pe stop request dacă sunteți pe scaun. Dacă și sunteți pasager. Stop request, duce către șofer ca să oprească autobuzul. Și și văd că semnalizatorul ușii s-a activat. De exemplu, deschid ușa 2. E deschisă. Bun, cam atâta despre acest videoclip, eu o să-mi iau la revedere, vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest tutorial și da. Continuăm mai departe cu Alex Gaming Ro. Și eu vă mulțumesc că ați urmărit acest tutorial, sperăm că, sperăm că vă veți descurca pe Duna Toke cu acest tutorial. Vom face poate alt tutorial pe alt joc pe care o să vizităm azi sau mâine în, la momentul filmării și o să, o să facem un tutorial așa la fel. Vă mulțumim pentru vizionare, la revedere!